Nu e așa că proiectăm tot ce avem în interiorul nostru înspre ceilalți? Adică îi vedem cum credem noi că ar fi ei sau cum avem senzația că suntem noi, așa credem că ar trebui să fie toată lumea sau că este toată lumea. Doar că ne vom înșela. Dacă o să avem impresia asta, vom critica mereu, vom judeca mereu și vom spune ăla n-a făcut așa, ăla n-a făcut așa, ăla nu știe, ăla... Ceea ce trebuie să facem e să observăm oamenii, să observăm și să luăm decizii în momentul în care vedem cum se comportă, fără să proiectăm impresiile noastre asupra lor. Iei omul ca și cum nu știi nimic despre el, nu ai nici o idee care să îl judece sau să spună ceva urât, frumos, nimic. Lasă omul să vorbească, lasă-l omul să se comporte și atunci o să înțelegi cu cine stai de vorbă, pe cine ai în față. Pe când dacă o să proiectezi, să spui, da, ăsta a terminat facultatea nu știu care, ăsta ar trebui să fie nu știu cum, ăsta nu a făcut școală, ăsta nu are părinți, ok. Cu toate preconcepțiile noastre, proiectăm o imagine asupra celuilalt și s-ar putea să nu fie imaginea reală și atunci vom suferi, pentru că vom trăi cu impresia că omul ăla e ce credem noi că e și ne va înșela așteptările. Luați omul ca atare, nu mai judecați, priviți-l, înțelegeți dacă puteți, dacă nu, vedeți-vă de treabă și ar fi cel mai bine să facem asta.